La ieșirea din Giurgiu, în parcarea unui hipermarket, periodic își face apariția un târg de îmbrăcăminte și încălțăminte. După ce a fost prezent în toamnă cu produse de sezon, târgul și-a redeschis porțile, de această dată cu articole vestimentare pentru anotimpul rece. Ne place la Giurgiu, comercianții își doresc să ajungă la Giurgiu. Giurgiuvenii reacționează pozitiv la chemările noastre. Îi invităm și de această dată, de astăzi până duminică, la târg, între orele 10 și 19. Sperăm să le oferim produse bune, sunt produse românești, marea majoritate a firmelor sunt producători români și pe giurgiuvenii așteptăm la târg. Cei mai mulți dintre producători nu sunt pentru prima dată la Giurgiu. Marfa lor a devenit deja cunoscută clienților, iar vânzările nu sunt deloc modeste. Să știți că ultimele târguri a fost un succes pentru noi. Vânzările au fost pe măsura noastră. Noi am fost mulțumiți. De data asta sperăm să fie tot bine cum a fost cele două târguri care le-am avut noi în trecut. Sperăm să vină lumea să se bucure de marfa noastră, de încălțămintea noastră pe care o producem. Prețurile sunt foarte bune, părerea noastră că sunt prețuri acceptabile și rugăm cu toții să vină la cumpărături. Se pare că târgul se bucură de succes, judecând după numărul mare de clienți care i-au trecut pragul încă din primele minute de la deschidere. Ne-am venit să ne uităm, să vedem ce produse au adus. Și cum vi se pare? E interesant, sunt multe produse, sunt diversificate, e foarte binevenit. Raportul calitate-preț? Cred că sunt prețuri pentru toate buzunarele. Eu am fost foarte curioasă să văd ce prezintă standurile acestea. Mă interesează în mod special bumbac 100%, blană naturală, piele naturală, în măsura în care sunt și modele actuale, este ok. Și ați găsit ce vă interesa? Am găsit o bluziță și este primul lucru la care m-am uitat. Pe giurgiuvenii interesați de târgul deschis în perioada 22-26 ianuarie îi informăm că oferta cuprinde o gamă largă de produse: îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie, lejerii de pat, gablonțuri, pături și articole din piele naturală. În exteriorul târgului vă așteaptă comercianții de produse alimentare, printre care nelipsiții, chiurtoș, colac și produsele din turtă dulce.